trebuie să și recunosc că asta ca o boală cu calul și nu scap decât la moarte, iar nu există tratament împotrivă. Iar ce am avut în spate, am zis, domnule, să promovăm, fiindcă un gând de județ, chiar am văzut exemplare frumoase și dacă acel om nu este apreciat și cel care duce și să ia o bucă sau o diplomă, să ducă acasă și să fie mulțumit, poate și vecinul să vadă că se poate avea animale frumoase. Și poate cu asta mai și ambiționăm puțin. Rest, va fi și un concurs, asta bineînțeles ca să demonstrăm că aceste animale se pot folosi ca în alte țări civilizate și pentru agrement și sport, nu numai pentru muncă. Și atunci, după masă, va fi și un concurs de atelaj de 2 cai, 4 cai și pentru copii, atelaj de 4 cai de ponei. Acest crescător, pe care se numește Nica Șerban, este un poiat la show, are un părinte de parte și acolo se găsesc cai, dar va fi prezent la noi. Eu, în numele meu, ca și organizator, vă invit mâine să ne vedem acolo, să petrecem câteva ore. Dacă aveți timp, bineînțeles. Păi e jos la pe stadionul Viitorul, lângă bazar și bonitarea începe de la ora 9, dar când rece de dimineață, dar spectaculos de la prânz încolo, când începe concursul. În schimb, ce să vă spun? Eu vă doresc sănătate și să luați hotărâri sănătoase și constructive. Mulțumesc! Deci, convins că le vom lua așa cum trebuie. Eu țin să mulțumesc domnului prefect pentru invitația făcută. Fiți convins că va fi un spectacol frumos și de aceea, chiar dacă vă luați umbrela sau o haină mai groasă mâine, v-aș ruga pe toți, dacă puteți, să fiți acolo, pentru că asemenea expoziție n-a avut loc niciodată în județul Vaslui. Calul înseamnă multe pentru om, dar mai multe mâine acolo. Vă propun să intrăm în ordinea de zi. Fără umbrelă. E mai clar. Poate, nu lasă. Mâine e soare, la trafic. Atunci, luăm umbrela pentru soare. Nu plouă dacă a venit. Da. Nu plouă dacă a venit prefectul la ședința. Dați-mi voie să prezint în fața dumneavoastră proiectul ordinei de zi pentru ședința de astăzi. Numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a 7-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2011. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al județului Vaslui pe perioada 1-1-30-9-2011. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe perioada 1-1-30-9-2011. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 1-1-30-9-2011. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului creditelor externe pe perioada 1-1-30-9-2011. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții, sistematizare verticală, alei și platforme, împrejmuire și racord electric la sala de sport, Centrul Școlar de Educație Inclusivă Constantin Pufan, Vaslui. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai obiectivului de investiții, alimentare cu gaze naturale, Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Negreș. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare, lucrări de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare, Centrul de Asistență Medico-Socială Germănești. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai obiectivului de investiții demolare, alte construcții, centrală termică, Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești, județul Vaslui. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai obiectivului de investiții demolare și alte construcții, mă refer aici la
Centru de Asistență Medico-Socială Bălceș, județul Vaslui. 11. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații cu destinația de birouri din incinta unui imobil proprietate publică a județului Vaslui și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, situat în municipiul Bârlad, Bulevardul Iepureanu, numărul 19, oficiu de cadastru și de cadastru și publicitate imobiliară Vaslui. 12. Proiect de hotărâre privind înființarea locuinții protejate în localitatea Codăiești, Comuna Codăiești, județul Vaslui, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. 13. Proiect de hotărâre privind înființarea locuinței protejate în localitatea Vulturești, Comuna Vulturești, județul Vaslui, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de utilizare și acces în zona drumurilor județene. 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea structurii organizatorice și a statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vaslui. 17. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vaslui în Consiliul de Administrație al Grupului Școlar Tehnic Sfânta Ecaterina din Buș. Vă întreb dacă dumneavoastră mai aveți și alte propuneri pentru ordinea de zi. Dacă nu mai aveți, vă propun să votăm ordinea de zi prezentată în fața dumneavoastră. Cine este pentru? Mulțumesc frumos! Vă aduc la cunoștință că potrivit articolului 46 aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale republicată cu modificările și completările ulterioare și articolul 77 din Statutul Aleșilor Locali cu modificările și completările ulterioare nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor consilieri care au interes patrimonial în problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situații, sunteți obligați să anunțați înainte de începerea dezbaterilor interesul patrimonial pe care îl aveți în problema respectivă. Este cazul? Nu. Mulțumesc. Ținând cont că proiectele de hotărâri cuprinse pe ordinea de zi au fost dezbătute în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea să nu mai fie prezentate cu excepția rapoartelor comisiilor de specialitate. Dacă sunteți pentru acest subiect. Mulțumesc frumos! Cât privește modalitatea de vot, vă propun să folosim pentru adoptarea proiectelor de hotărâri votul deschis prin ridicarea mâinii, cu excepția proiectului de hotărâre de la punctul 17, pentru adoptarea căruia, fiind cu privire la persoane, vom utiliza votul secret. Cine este pentru? Mulțumesc frumos! Precizez faptul că pentru adoptarea proiectelor de hotărâri existente pe ordinea de zi este necesar votul majorității consilierilor prezenți și președinte, cu excepția proiectelor de hotărâri de la punctele 1 și 5, pentru adoptarea cărora este necesar votul majorității consilierilor în funcție și președinte, adică 17, și a proiectului de hotărâri de la punctul numărul 11, pentru adoptarea cărora este necesar votul la 2/3, din numărul consilierilor în funcție și președinte, adică 22. Potrivit prevederilor articolului 45, aliniatul 2 și 3, din legea numărul 215 din 2008. Conform articolului 42, aliniatul 5, din legea 215, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, mi s-a pus la dispoziție procesul verbal încheiat în ședința Consiliului Județean din data de 27 septembrie 2011, în vederea luării la cunoștință a conținutului acestuia. Precizez că în cadrul ședinței aveți posibilitatea să contestați conținutul procesului verbal și să solicitați menționarea exactă a opiniilor exprimate în ședința din 27 septembrie. Supun votului dumneavoastră procesul verbal încheiat în data de 27 septembrie 2011. Cine este pentru? Mulțumesc frumos! Și acum să trecem la ordinea de zi propriu-zis.
La punctul numărul 1 de pe ordinea de zi, dezbatem proiectul de hotărâre privind rectificarea a 7-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2011. Dau cuvântul președintelui Comisiei pentru Strategii, domnul Puf. Fiind favorabil, privind alocarea sumei de 23 de mii de lei pentru centrul școlar Negrești, privind achiziționarea unui ajutor instrumentele astea. Domnul Anton Aurel? Toată patrie. Dar niciunul nu merge, ia vede. Numai ăsta de aici. Deci, la multe zi. E problemă dreaptă. Domnul secretar, vreau să câteva de rectificarea a 7-a bugetul local, propune atenție dumneavoastră, suplimentarea atât a venitului cu cea cheltuielor la suma de 12.463 de lei. Această suplimentare provine din două donații, pentru două instituții ale noastre, este vorba de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, în sumă de 4.500 de lei, precum și pentru Direcția de Calitate Socială și Protecția Copilului Vaslui, în sumă de 7.963 lei. La capitolul învățământ avem patru intervenții. Este vorba, în primul rând, de repartizarea sumei de 25.000 de lei pentru Centrul Școlar de Educație Inclusivă Aurora. Aici avem în vedere repararea gardului care întreținește clădirea, instituția. De asemenea, la Centrul Școlar de Educație Inclusivă Cepufan, avem în vedere repartizarea sumei de 29.500 lei. Această sumă va fi utilizată pentru realizarea unui raport electric la centrala termică, precum și gardul de la sala de sport, care este dată în funcțiune și construită din fondul de Consiliul Județean. Tot la învățământ avem în vedere repartizarea sumei de 501.847 lei pentru finanțarea programului de încurajare a consumului de fructe în școală. De acest program beneficiază un număr de 41.925 de elevi din clasele 1-8. Programul pentru anul ăsta este vorba de 38 de zile, care se va acorda începând cu data de 1 noiembrie. Și așa cum a spus și domnul Puc, a apărut un amendament în liceunea ajutător la Centrul Școlar de Educație Inclusivă Negrești. Da. În completare a investiției care se derulează și aceea, anume aceea de introduce alimentării și gaze naturale la acest centru. La cultură avem alocat o sumă de 5.600 lei pentru Centrul Județean pentru Conservare și Conservare a Culturii Tradiționale. Aici avem în vedere dirijarea sumei către finanțarea acțiunilor ce au avut loc cu ocazia Festivalul Fanfarelor de la Hoceni. La capitolul de asigurări și asistență socială, avem repartizat suma de 7.963 de lei la Direcția Generală de Asistență Socială pentru protecția și protecția copilului, suma care provine din sponsorizarea care am zis-o la început. Și suma este direcționată către cheltuieli cu hrană și cheltuieli de personal. Tot la acest capitol este propus repartizarea sumei de 100.000 lei pentru realizarea a două proiecte TNG la Germănești și la Poveiești, privind reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea centrului de asistență medico-socială la cele două instituții. Totodată s-a umblat la rezerva bugetului Consiliului Județean. Rezerva se diminuează cu suma de 7.200.647 lei, din care cea mai mare parte se direcționează 1.900.000 pentru acordarea de ajutoare în extremă dificultate pentru număr de 37 unități administrative teritoriale, iar 4.500.000 este direcționat pentru finanțarea un număr de 5 tronsoane de drumuri județene, tronsoane care sunt nominalizate în raportul domnului președinte. Mulțumesc mult! Am justific votul în cadrul comisiei cum am obținut din pricina amendamentului. N-aș vrea să fac așa un haz de necaz, mai ales că nu e nici o sumă extraordinar de mare. Poate există nenumărate explicații, una sau cea mai plauzibilă ar fi faptul că s-a încercat
să se facă, știu, tot felul de reduceri de cheltuieli și așa mai departe. Nu vreau să intru în astfel de detalii. Singura problemă este că ceea ce m-a supărat și m-a deranjat mai mult e că se omit așa pe alocuri, sigur, nu sume mari, dar se omit așa lucruri foarte importante în cadrul acestui proiect, cum ar fi această achiziționare pentru Centrul de Educație Inclusivă Negrești. Haideți să nu mai facem așa greșeli din astea. Știți, am uitat să introducem și acest lucru și mai trebuie totuși niște bani. Tărăgânarea asta, care e cam specific românească, ar cam trebui eliminată. Vă repet încă o dată. Departe de mine gândul să votez împotriva acestui proiect sau împotriva alimentării cu gaze naturale a centrului școlar. Mă refer doar la stric la ideea în sine. Vă mulțumesc iarăși. Eu sunt obligat să vă dau un răspuns. Nu s-a uitat absolut deloc. Voit am făcut eu treaba asta. Am să vă spun de ce. Dacă rămânea valoarea asta acolo, trebuia să facem licitație și pierdeam două luni de zile până când ne apucam de ea. Am scos-o asta de acolo, am scutit TVA și alte chestiuni, se face prin încredințare directă și într-o lună de zile sper să avem căldură la copii. Dacă am greșit, să mă judecați, dacă n-am greșit, să mă felicitați. Nu știu dacă sunteți mulțumit de răspuns, asta este adevărul adevărat. Dacă mai sunt alte întrebări. Dacă nu sunt, articolul 1, cine este pentru? Articolul 2, cine este pentru? 3? 4? Păi numărul și spune acolo, deci avem o acțiune. Bun. 5? 6? Bineînțeles cu amendamentul respectiv. 7? Mulțumesc. 8. Mulțumesc. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Hotărârea pe ansamblu. Mulțumesc frumos! Da. La punctul 2 de pe ordinea de zi, dezbatem proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al județului Vaslui pe perioada 1 ianuarie 2011. Domnul Cu Vasile. Aviz favorabil. Doamna Steinberg Eugenia. Aviz favorabil. Pare rău, dar... Doamna Safir? Luați o sculă din asta care s-a prins. 20 din legea 273, la sfârșitul fiecărei trimestru, cu date cumulate, conform bilanțului ca unități de administrație se depune și bilanțul trimestrial, trebuie să vă prezentăm aceste conturi de execuție, bugetară. În anexele prezentate la contul de execuție bugetară, respectă bugetul, cum ați aprobat dumneavoastră bugetul. Bugetul local a fost, până la această dată, ultima rectificare este asta care o aveți aici, a fost rectificat de 6 ori prin ultima hotărâre, prin 129 de 29 septembrie. După cum se vede în anexe, din cele 208 milioane de lei, sau la venituri avem 171 de milioane de lei, asta înseamnă un procent de 87% realizat. La cheltuieli avem cheltuit din cele 171, avem cheltuit 124 de milioane, înseamnă o execuție bugetară de aproximativ 60%. În aceste sume care sunt prinse aici, se reflectă în totalmente și rezerva bugetară care apare la sfârșitul exercițiului financiar și aveți pe anexa 1. Din analiza detaliată pe cheltuieli de personal, pe cheltuieli materiale, pe celelalte, se poate observa că cheltuiala este de 90%. Am rămas cu în cod cu cap, deci aveți execuția pe cele două structuri cum se face acum, pe secțiunea de dezvoltare și pe secțiunea de funcționare.
secțiunea de funcționare avem cheltuiți 120 de milioane de lei și pe secțiunea cealaltă avem 20 și ceva de milioane de lei cheltuiți pe secțiunea de dezvoltare. În secțiunea de dezvoltare intră cheltuielile pentru proiecte și pentru cheltuielile de capital. Sigur că la sfârșitul acestui exercițiu am rămas pe total sistem, pentru toate unitățile subordonate și pentru noi, cu furnizori neachitați în valoare de 9.900.000. Suma rămasă în cont de 47 de milioane de lei reprezintă sume pentru proiecte care ele se derulează, sunt prefinanțări și care pot să treacă de an pe an și care se cheltuie în funcție de execuții. Este vorba și de spital, este vorba și de drumul județean 244B, este vorba și de deșeuri, unde s-au primit bani și ei sunt cheltuiți pe măsură ce se respectă. Ei pot să treacă și de pe an pe an dintr-o execuție bugetară. Asta este în medie. Dacă vreți pe procent, ei sunt prezentați exact, așa cum aveți contul de execuție, se prezintă identic cu bugetul aprobat de dumneavoastră pe data de 29 septembrie. Mulțumesc frumos. Întrebări. Articolul 2. Articolul 2 din numaiesc, așa că hotărârea pe ansamblu. Mulțumesc frumos. La punctul 3 de pe ordinea de zi, dezbatem proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din deliberi proprii pe perioada 1-1-30-9-2011. Domnul Puf. Mulțumesc, doamna Steinberg Georgenia. Aviz favorabil. Nu rog, băzea, fă pe bărbatul, domnule. Doamna Safir, vă rog frumos. În cadrul acestui buget, aici intră unitățile care își creează și venituri proprii. Este vorba de Muzeul Bacului, Muzeul Vârlat, Teatrul Vârlat, Camera Agricolă, Servicii de Evidență de Populație și Spitalul Județean. Pe total avem venituri 64 de milioane și cheltuiți sunt 58%, înseamnă un procent de 78,87%. Dar din asta, dacă facem distinct, spitalul se consideră ca unitate finanțată integral din venituri proprii, pentru că banii care vin la ei vin prin DSB și se consideră ca o unitate autofinanțată numai pentru investiții de la Consiliul Județean. Și unde am avea un buget de 450.000, din care s-au cheltuit 391.000. Deci, în afară de asta, celelalte vin prin DSP și se consideră o unitate autofinanțată și la spital, deci în această sumă, din 56 de milioane s-au cheltuit 44. Execuția bugetară la acest capitol se încheie ca și cealaltă pe buget local, numai că ei se includ pentru partea de buget în bugetul local și se cumulează cu veniturile. La fel, respectă cu totul bugetul aprobat de dumneavoastră în data de 29 septembrie. Hotărârea pe ansamblu. Mulțumesc frumos. La punctul 4 de pe ordinea de zi, dezbatem proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 1-1-30-9-2011. Domnul Puf. Doamna Steinberg, Virginia. Doamna Safir. Aici este vorba de un singur proiect, direct, din care noi facem o cofinanțare de 15.612 dintr-un buget de 17.280 și diferența o primesc în bănci și este o evidență distinctă. Nu sunt acele proiecte care se derulează pentru deșeuri, pentru drum sau pentru celelalte, care sunt pe capitolul 56, prinse la capitolul bugetului local. Astea sunt cele care se derulează prin conturi de bănci și cu finanțările ale Consiliului Județean. Avem un singur care se numește Europa. Mulțumesc! Articolul 2. Hotărârea pe ansamblu. Mulțumesc frumos. La punctul numărul 5, dezbatem proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului creditelor externe pe perioada 1-1-30-9-2011. Domnul Puf. Favorabil.
Mulțumesc, doamna Steinberg, Eugenia. Aveți favorabil. Mulțumesc frumos, doamna Safir, din nou. Este vorba de 20 de milioane de euro, din care noi am consumat 17 milioane 96. Am returnat deja două rate, deci două tranșe au fost date înapoi. Din aceste s-au executat pe reabilitare, a fost cota noastră de 25% și diferența pe drumuri. A fost 547.219 pe reabilitări de APU și 11.493, pe total 12.040. Mai avem în cont o sumă de 350 de milioane de lei, dat la un moment. Aceasta este execuția bugetară. Tranșele care se restituie, se restituie conform contractului încheiat cu Dixia. Și am intrat deja pe restituire, am spus, am restituit 434.000 de euro, care înseamnă 1.800.000 și ceva în lei, 1.850.000. Mulțumesc frumos! Pe puterea încheiată, pe semnet cu 1. Iar la proiectul de hotărâri spune că în pentru perioada 1.01 este o greșeală. Da. Am corectat-o, dar nu aici. Am corectat-o, dacă o să vă uitați în spate la anex, o să vedeți că trecut în loc de semestru, este trimestru. Mulțumesc frumos! Dacă mai sunt alte întrebări. Articolul 1. Cine este pentru? Mulțumesc frumos! Articolul 2. Hotărârea pe ansamblu. Mulțumesc frumos! La punctul numărul 6. Dezbatem proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții, sistematizarea verticală a alei și platforme, împrejmuire, racord electric la sala de sport, la Centrul Școlar de Educație Inclusivă Constantin Pufan Vasului. Domnul Mariciuc. Aviz favorabil din partea Comisiei de Urbanism. Mulțumesc. Doamna Steinberg, Eugenia. Aviz favorabil. Mulțumesc frumos. Domnul Vieriu. Este făcută precizarea că urmă de 2 ani de zile Consiliul Județean aprobare prin Hotărârea Consiliului Județean s-a realizat sala de sport. Ai o voce așa mai ai o scolă de asta care s-a prindit. Da, da, da. Lucrarea a fost inalizată și acum... Scâmpeia asta nu mă rau. Este nevoie sau obligatoriu neapărat să facem sistematizare verticală și permuire pentru protecția copiilor care activează în școala respectivă. Alei care nu au fost prevăzute în faza inițială la proiectul inițial din lipsa fondurilor la momentul respectiv și acum putem, din resursele care le avem la dispoziția dumneavoastră, să putem aproba acești indicatori, astfel încât chiar în perioada următoare să trecem la execuția lucrărilor și astfel încât școala să arate cât mai corespunzător de vedere al exploatării și a siguranței copiilor și a cadrelor care activează cu instituția. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! 1.497 de lei. În ce costă au cheltuielile astea? Pot răspunde imediat. Da. Din registrul general, întocmit de proiectant, dar în același timp nu înseamnă că și acea sumă de bani va fi consumată. Structura de registrul general, după HG98, a fost prins acolo o sumă. Urmează procedura de achiziție publică și se va vedea ulterior care va fi valoarea finală. Deci nu este o cheltuială la care să spunem că în mod sigur va fi efectuată. Deci 97 și 96. Este procedura. La leuță așa, mai trebuiau și vreo 2 bani, 0,2 bani. O rotundă în cazul ăsta, ca să... Suma ținii mi se pare mare de asta, nu? Că este pierdul sau fără de asta. Da. Asta a reușit din proiectare. Vă nu țin că... Asta e spara, e vorba de spara cu două luni sau nici? Da. Da. Pe Cogălicea. Pe Cogălicea. Da, alte întrebări? Articolul 1. Cine este pentru? Articolul 2. Mulțumesc, hotărârea pe ansamblu. Mulțumesc frumos. Ar vrea să consemnați la
sau 10 ori, da? Se consemnați o abținere la acest proiect de hotărâre. La punctul numărul 7, dezbatere proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții alimentare pe baze naturale, Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Negre. Domnul Marciu. Proiectul a fost avizat favorabil. Mulțumesc, doamna Steinberg Eugenia. Aviz favorabil. Mulțumesc frumos, domnul Vieriu. Astăzi, pentru centrul de la Negre, în numele Comisarului este aici, mai trebuie multe amănunte. Având în vedere că alimentarea cu gaze naturale a fost realizată în orașul Negrești, centrul funcționa până acum cu centrale PAL 25 cu CBU la niște costuri destul de ridicate față de avantajul funcționării pe gaz natural. Vă pot spune că o funcționare cu centrale termice pe gaze naturale, costul gigacaloriei se reduce cu 40% din costul de producție pe CBU. Și s-a revedere realizarea branșamentului de la rețeaua stradală, grupul din măsură, SRM-ul de sector respectiv, aferent pentru școala respectivă, și montarea ajutatorilor la cazalele care sunt în centrala tehnică existentă. Dacă mai sunt alte întrebări. Foarte bine. Problema mea este următoarea. O să meargă actualele centrale sau trebuie să le cumpărăm copilul ăsta centrale? Arzătoare, n-am aprobat arzătoare. Arzătoare. Se schimbă arzătorul de la CLU la gaz metan. Și funcționează așa? Da. Dacă spuneți, da. Asta e foarte deci bine. Noi am fost acolo un specialist, nu numai. Toate centralele alea au fost înnoite, reparate, altele schimbate și nu se merită decât să schimbăm doar arzătorul. Atât, atât. Avem garanția că merge. Avem și viza celor care se ocupă de asemenea chestiuni în legătură cu centrală și biblioteca, toate sunt lângă această coloană, lângă această conductă de gaz metan, am spus că e corect și normal să ajutăm cât de cât în limita posibilităților să se introducă încălzirea pe gaz metan și acolo, pentru că în fiecare an luam combustibil de la noi, de la centrul de la Băcești, ăla era subvenționat, nu era corectă treaba, ca să nu stea la ea în frig. Acum, dacă există posibilitatea asta și a reduce și cheltuielile, am considerat că e normal să introducem încălzirea pe gaz metan și așa. Articolul 1. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Articolul 2. Mulțumesc. Hotărârea pe ansamblu. Mulțumesc frumos. Consemnați. La punctul 8 de pe ordinea de zi, dezbatem proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare, lucrări de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de Asistență Medico-Socială Germanești. Domnul Marciu. Aviz favorabil. Mulțumesc. Doamna Steinberg Eugenia. Aviz favorabil. Doamna Chircu. De Consiliul Județean Vaslui am încercat să acceseze diverse surse de finanțare, cum ar fi programul operațional regional, programul operațional comun România, Republica Moldova, Ucraina. Din păcate nu am reușit. În aceste condiții ne propunem să realizăm această investiție pe buget local. Studiul de fezabilitate este realizat și vă propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economice pentru a putea să demarăm și ulterior realizarea investiției. În urma studiului de fezabilitate, pentru corpurile A și B, deci pavilionul central al Centrului de Asistență Medico-Socială Germanești, a rezultat o valoare a investiției de 7,4 milioane lei, din care 5,7, puțin peste 5,7 milioane lei lucrări de construcții montaj. Acel pavilion va fi reabilitat în așa fel încât el să poată găzdui 30 de beneficiari, persoane cu boli cronice sau persoane cu handicap. El va fi un centru de asistență medico-socială, propriu-zis,
urmând ca într-o etapă ulterioară să vedem și posibilitatea asocierii cu comuna Drânceni pentru a putea reabilita și apele minerale și a utiliza acele ape minerale din zonă. Pe lângă lucrări de construcții-montaj, sunt prevăzute și cheltuieli pentru bucătări cu tot ceea ce este necesar, mobilier, dotări pentru bucătărie, dotări pentru cabinetele medicale și cabinetele de fizioterapie. Mulțumesc frumos! Dacă mai sunt alte întrebări? Cât teren din câte știu eu este? Nu întreb! S-a făcut un studiu de chestia asta? Clădirile arată destul de rău și bănuiesc cam ce vechime, au 70-80 de ani, nu știu, ca și s-a pus și problema asta și de patrimoniu, care reprezenta și niște motive istorice pe acolo, la aia nu umblăm, aia este separat undeva, tot în curtea spitalului. Noi umblăm la, de fapt, un singur cort, dar stăm partea A și partea B. Intenția este deschisă cea care v-a spus-o în partea a doua, doamnă. Vrem să deschidem băile Drânceni cu orice preț. Exact. Și atunci trebuie să parcurgem niște etape. Prima etapă este reabilitarea. A face altceva, ne trebuie aprobări pentru investiții, ne trebuie o mie și una de comedii. Care durează. Am crezut că prin acel proiect vom câștiga banii respectivi. Eu sunt obligat să vă spun adevărul. Proiectul ăsta a luat punctaj maxim, a fost situat pe locul 2. Pe locul 1 a fost o clădire de la Galați. Dar pentru că puncte nu s-a vrut, au fost date proiectele astea deoparte. De cine nu mă întrebați, că nici eu nu știu. Cert este că nu s-a vrut să-l reabilităm cu bani de la Uniunea Europeană, și atunci am ales varianta să-l facem noi, chiar dacă o să-l facem în 10 ani, o să-l facem. Asta este treaba. Am discutat cu Comuna Drânceni, ei ne dau tot ce vrem, numai să-l facem. Numai să-l facem. Consider că nu este o sumă exagerată, 74 de miliarde, poate mai găsim și alte resurse, poate mai vin și alții, mă gândesc la un parteneriat cu toate primăriile din județ, mă gândesc la un parteneriat cu oamenii de afaceri din județ, de aici o să vedem cum, când și cât, dar important este să facem proiectul acum și după aia să scoatem toată treaba la licitație, să demarăm treaba. Clienți vom găsi suficienți după aceea. E păcat de Dumnezeu să avem izvoare în județ și să nu le folosim. Mi-mi pare rău că am tergiversat-o până acum, de asta v-am spus. Acel proiect s-a pierdut din alte cauze, diverse, nelegate de Consiliul Județean și de corectura făcută la asemenea proiect. S-a vrut să se intre și de la Basarabeni mai mult, s-a vrut să intre și de la ucraineni, pentru că fondurile astea se împart în trei. Cineva a vrut, că a avut proiecte bune, partea românească, să câștigăm noi mai mult. Unii au spus că nu, trebuie să mergem egal cu Ucraina și cu Basarabia. Ei au avut proiecte proaste, ne-am opus să reluăm și de asta am pierdut. Dar nici așa nu câștigam. Mă opresc aici. Dacă mai sunt cumva alte întrebări. Articolul 1. Articolul 2. Hotărârea pe ansamblu. Acenerea. La cine s-a abținut? Cine? Eu vă mulțumesc frumos că ați înțeles că investiția aceasta trebuie făcută pentru că un lucru dacă l-ai să-l păstrezi, dacă nu l-ai să te apuci să-l faci. Dar dacă ai și izvoare și ai și clădiri, poți să faci pe bucăți câte ceva decât să stai degeaba, tu îți cum să dă rău. La punctul 9 de pe ordinea de zi, dezbatem proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice și obiectivului de investiții, impropriu spus, demolare, alții construcții, centrala termică de la Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești. Domnul Marciuc? Da,
Aviz favorabil. Doamna Steinbeck, Eugenia. Aviz favorabil. Domnul Viereu. Centrala termică de la Băcet despre care discutăm astăzi este neutilizabilă, a încetat să funcționeze de câțiva ani de zile. Oamenii care a fost câștigat de centrul de la Băcești prin fonduri de la ADR Nord-Est, investițiile respective. Încălzirea a fost rezolvată, deci nu mai a fost nevoie de folosirea acestei centrale termice. Ulterior, în prima fază nu, dar ulterior s-a spus că este nevoie de extinderea centrului de la Băcești. Centrala nefuncționând se impune dezafectarea acesteia, folosindu-se doar spațiul pe care a fost amplasat. Și având în vedere că necesită o investiție de capital în sensul ăsta, este necesar în conformitate cu legea finanțelor publice 273 de aprobare a indicatorilor privind demolarea acesteia, având la bază un proiect făcut de proiectanți sau autorizați în domeniu. Materialele care vor fi cu rezultat în urma demolării vor fi folosite și valorificate de către unitatea de sfârșit. Mulțumesc frumos. Dacă sunt întrebări, eu avem o întrebare. Avem o preistație acolo. Pui o lală pe pielea clădirea care aparține primării Băcești. O casă a unui fost foier este în patrimoniul primării. Primăria cu un gând ar da-o și cu două nu. Suntem în tratativ, o să vedem ce se întâmplă. Deocamdată noi avem unde să ne desfășurăm activitatea. Ce pot să fac? Am convenit într-un fel cu primarul, da? Mai durează o lecuță. Asta e, ca la orice negociere. Unii se lasă pe eu. Altă întrebare. Vă rog. Întrebarea mea este diferită, asta am înțeles. Dar valorile la același tip de demolare diferă exorbitant. Unul. Și dacă, doi, dacă se poate previziona valoarea care o vom recupera din demolare. Da. Asta întrebare mi-am pus. Valorificarea materialelor rezultate din procesul de demolare va fi făcută ulterior, având în vedere că sunt multe materiale speroase. Astea vor fi ori vândute, ori de posie la un centru autorizat, în baza căreia îți va încăsa o anumită valoare la prețul de piață. Materialele celelalte legate chiar de cărămizi, că sunt o cantitate destul de importantă de cărămizi care pot fi recuperate, vor fi recuperate și folosite ori în interes propriu, în instituții, în unitatea respectivă sau în cealaltă parte. Rezultatul betonului care va fi spart, fărămițat, concasat, poate fi folosit pentru amenajarea aleilor în interiorul incintei centrului de la Băcești. Deci, tu se duce din acasă, nu va o altă scop de altă mântire. Știți cumva care e valoarea pe care o recuperăm. Și de ce sunt oameni și pe vechea la cază? Nu dorăm în trezul referiar. Nu, nu. Și cu asta e terminat. Asta este, iar despărțit este pentru că sunt două proiecte diferite. Și în investiții, când s-a renovat centrul ăsta, au fost separat toate treburile. Cât vom recupera? O să recuperăm. Nu știu, ce să vă spun. S-ar putea să recuperăm zero, să dăm toate materialele la o școală sau eventual. Poate o biserică, nu știu. Vom vedea. Tot la biserică. Oricum, la momentul respectiv, o să vă informăm. Hai să vă spun bine. Și asta e o idee. Dar nici n-am făcut iazul și s-a scris că fac afacere. Așa că m-am lăsat pe gubaș cu gospodările anex. Dacă mai sunt alte întrebări. Da, să faci și iazul cealaltă. Zâmbiți, domnul Daniel. Da, articolul 1. Și eu am zâmbit. Articolul 1, cine este pentru? Articolul 2, hotărârea pe ansamblu. Mulțumesc frumos. La punctul 10 de pe ordinea de zi, dezbatem proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții demolare alte construcții vestiare, centru de asistență medico-socială Băcești.
Domnul secretar, domnul Adineaur a rămas fără răspuns. Am să vă rog să-i dați după aia răspunsul. Domnul Marciuc. Proiect avizat favorabil. Doamna Steinberg, Georgenia. Proiect favorabil. Domnul Ghieriu. Mai tare, domnul Vasile. Poate n-am înțeles toate. Dacă mai sunt alte întrebări. Articolul 1. Cine? Mulțumesc frumos. La punctul numărul 11 de pe ordinea de zi, dezbat în proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații cu destinația de birouri din incinta unui imobil proprietate publică a județului Vaslui și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, situat în municipiul Bârlat, Bulevard de Bureanu numărul 19, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vaslui. Domnul Marciuc. Aviz favorabil. Doamna Steinberg. E vreo neînțelegere cumva? Doamna Steinberg, Georgenia. Aviz favorabil. Domnul Viereu mai delectează. Domnul Marciuc, să ne așa. Să mai deschide. În urmă solicitării Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în care solicită de la noi un spațiu pentru constituirea, realizarea unei arhive a instituției la Bărlat, având în vedere că noi avem un spațiu acolo disponibil, care este în domeniul public al județului Vaslui, în administrarea Direcției Protecția Socială a Copilului, care este disponibil, s-a convenit să fim de acord cu darea în folosință pentru oficiul de cadastru, prin contractul de comodat, pe o perioadă de 5 ani, cu titlul garantie. Este domeniul public, instituții de interes public, în scopul de a avea oficiul și la Bărlat, în spațiu pentru depozitarea și... Da. Mulțumesc. Nu. Deci el funcționează acum la partea unui bloc. Acolo e cartea funciară. Nu e cartea funciară? Cartea funciară, da. Nu e cartea. Da. Alte întrebări? Dacă e întrebarea, să spune, dăm de la Direcția Generală a Protecției Copilului sau ceva de genul acesta, dăm în folosință pentru... pentru oficiul de cadastru și fără să percepem taxă oficiul de cadastru este în subordinea Consiliului Județean, dăm în folosință gratuit. Bine, poate totuși putem percepe o taxă sau poate puteam folosi spațiul respectiv în cu totul și cu totul alte domeniu care să ajute Consiliul Județean sau chiar Protecția Copilului sau chiar Direcția Generală de Asistență Socială. N-aș vedea logica pentru cine am dat gratuit către oficiul gratuit. Cât, atât timp cât ei percep anumite taxe. Să nu-i dăm un vot. Mulțumesc. Asta, da. Cum să luăm? Deci el nu intră acolo până când o repară ca lumea. Cât a costat, o să verificăm de vizele. Dar e clădirea veche a serenatului sau faxe? Deocamdată este hotărârea de principiu, că sunteți de acord să... Alte întrebări. Dar dacă am închis eu ăsta acum, mai vorbiți și dumneavoastră, între dumneavoastră acolo. Domnul Ciprian, ai văzut ceva? Nu avem o obligativitate legală să facem lucrul ăsta. Se pot, da. Se pot. Norma juridică este permisivă. Nu imperativ. Decizia va face de dumneavoastră. Nu obligă. Da. Alte întrebări. Articolul 1. Cine este pentru? Articolul 2. Cine este împotrivă sau ce? Pe loc. Este vina mea că n-am mai întrebat dacă se abține cineva. Articolul 1. Cine este pentru? Dacă este împotrivă
sau să abține cineva? 1, 2, 3. 4. 4. Sunt potrivit sau să abține? Ne abțin. Tot aia. Da. Articolul 2. Cine este pentru? Cine este împotriva atunci? 1. 1. 1. Articolul 3. Abține. Cine se abține? Băi, nu te oprești nici tu, băi, stai liniștit. Ai văzut că la prima întrebare am pus cine se abține, dar acum am spus cine e împotrivă și urma să pun cine este... Cine este? Abținut. Se abține. Deci, articolul 3, cine este pentru? Cine este împotrivă? Bună. Bun. Mai este un ziarist al doilea. Da. Acum ce să ce domnul și acum nu mai întreb nimic, pentru că acolo au fost numai mâine ridicate, una singură nu s-a ridicat. Este o abținere, n-au ridicat nici trei. Nici. Rămâne să ne lămurim o dată, nu facem mișto că el pe aici. Ori ești împotrivă, ori te abții, tot aia e, domnule, ce să mai... Greșit. Aia e greșit. Da. Articolul 4. Cine este pentru? Numără, domnul Stoica. Păi, se număr cine pătrează partea cealaltă, că mai abține. Bun. Ți-e greu să numere. Cine se abține? 1, 2, 3, 4. Și împotrivă mai e cineva? Nu, știu tot. Da. Articolul 5. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Una? Una. Două. Atât. Două. Da. Hotărârea pe ansamblu. Cine este pentru? Împotrivă? Una. Abțineri? Una, două, trei. Da. Oricum, hotărârea a fost acolo. Am înțeles. Codeiești, județul Vaslui, Structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. Doamna Tiron Cristina. Mulțumesc. Doamna Steinberg Eugenia. Mulțumesc frumos. Mergi. Zâmbiți frumos. De la noi cine prezintă? Doamna Anton sau domnul Statiu? Domnul Statiu. Domnul Statiu. A venit în sprijinul beneficiarilor de a le asigura un trai decent și o cât mai bună integrare în comunitate. În acest sens avem în derulare parteneriate cu ONG-uri și ca rezultat al acestor parteneriate între ONG-uri și administrația locală s-au înființat aceste locuințe protejate și vorbim aici atât de cea de la Codești cât și de cea de la Codești. În acest sens, iată că a venit și momentul când ele pot fi date în folosință și putem muta din centrul de la Hut, unde avem aproximativ 200 de beneficiari, să mutăm o parte, adică 8 într-o căsuță și 8 într-o căsuță, în aceste locuințe protejate, tocmai pentru a fi cât mai aproape de administrația locală și pe viitor, după reabilitarea acestor persoane cu dizabilități, să le dăm societății în limita posibilităților. În ceea ce privește personalul va fi redistribuit, deci cheltuieli suplimentare cu personalul nu sunt. Și sperăm să fiți de acord ca aceste 60 persoane să aibă o viață cât mai decentă și cât mai aproape de cea normală. În câte știu, acum vreo 3 ani am pronunțat un cuvânt protecție socială și mă țin de cuvânt. Atât am vrut să zic. Dacă mai sunt alte întrebări. Articolul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Eu. Mulțumesc. Articolul 2. Cine este pentru? Articolul 3. Cine este pentru? Articolul 4. Mulțumesc. Articolul 5. Articolul 6. 7. Hotărârea pe ansamblu. Mulțumesc frumos. La punctul 13.
De pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind înființarea locuinței protejate în localitatea Vulturești, Comuna Vulturești, județul Vaslui, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Doamna Tiron. Avis favorabil. Mulțumesc. Doamna Steinberg Eugenia. Avis favorabil. Domnul Statiu, vă v-ați referit adineau, dacă mai aveți ceva în plus de adăugat pentru cea de la Vulturești. Nu. Alte întrebări? Articolul 1. Cine este pentru? Articolul 2. Articolul 3. Articolul 4. Articolul 5. Articolul 6. 7. Hotărârea pe ansamblu. Mulțumesc frumos. La punctul 14 de pe ordinea de zi, dezbatem proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de utilizare și acces în zona drumurilor județene. Domnul Mariciuc. Domnul președinte, comisia a analizat aprobarea proiectului de hotărâre, a ajuns la concluzia. Domnul Steinberg Eugenia. Aviz favorabil. Mulțumesc frumos. Domnul Veriu. Vezi că eu n-am mai aprins scula asta. El și vorbește în microfon să te audă toată lumea. Știi, ești directorul interimar a direcției tehnice. Proiect de hotărâre a apărut necesar. Așa, necesar. Cadru, având în vedere că în ultima vreme au apărut diverse și chiar multiple solicitări din cadrul din partea unor investitori, în special având în vedere realizări de parcuri eoliene, investiții foarte mari, care necesită transportul agabaritice, care necesită subtraversări de drumuri județene pentru amplasarea cablurilor de transport energie electrică pe distanțe destul de mari. Și atunci noi, în baza ordonanței 43, privind regimul public al drumurilor județene, trebuie să instituim o taxă de acces la drumul județean, constituindu-se astfel un venit la bugetul Consiliului Județean, a județului Vaslui. În același timp, sunt multe solicitări de la agenții economici privați care vor să realizeze în imediata zona drumului anumite investiții. Plecând de la magazine, până la ferme, până la orice altceva. Și iarăși este necesară obținerea vizelor din partea administratorului drumurilor județene. Și am considerat necesar realizarea unui contract cadru, astfel încât pentru orice solicitare să nu fim nevoiți să venim în fața dumneavoastră. Unii poate să mișcă mult mai repede, au resurse financiare și potenție economică și pot să realizeze investiția tot de cât mai scurt. Avem cazul de la Gherbănești, de la Cucar, de la Fălciu, investiții de sute de milioane de euro. Și aș fi păcat să-i oprim din realizarea acestor, în timp. Întârzia. Da. Din aparatul de specialitate al Consiliului Județean, ca urmare, în vederea promovării funcționarilor publici care au absolvit, au promovat examenul de trecere într-un grad superior. Promovarea în grad superior a personalului, a funcționarilor publici se poate face semestrial. În semestrul 1 am avut o situație de genul ăsta și au fost mai mulți funcționari publici. Acum numai 4 funcționari publici au îndeplinit condițiile de participare la examen de promovare în grad. În acest sens, este supus analizei dumneavoastră acest proiect de hotărâre. Întrebări? Hotărârea pe ansamblu. Mulțumesc frumos. La numărul 16, dezbatem proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea structurii organizatorice și a statului de funcție ale Spitalului Județean de Urgență Vaslui. Doamna Tiron Cristina. Aviz favorabil. Doamna Steinberg Eugenia. Aviz favorabil. Doamna Anton. Încă din vară, la solicitatea lui, s-au făcut demersurile necesare la Ministerul Sănătății în vederea înființării unui cabinet de specialitate nefrologie în cadrul ambulatorului integrat al Spitalului Județean de Urgență. Am primit avizul
pentru înființarea acestui cabinet de specialitate și, ca urmare, supunem atenției și aprobării dumneavoastră înființarea acestui cabinet de specialitate cu o structură de două posturi, respectiv un post de medic de specialitate în nefrologie și un post de asistent medical. De asemenea, se supun aprobării dumneavoastră transformarea a 6 posturi în vederea promovării personalului care ocupă aceste posturi ca urmare a absolvirii studiilor de specialitate în domeniul cu care se desfășoară activitatea, studii superioare. Deci se transformă din posturi de studii post-liceale în studii superioare. De asemenea, este pregătit și un post de operator date, de transformare, operator controlor date, de transformare în vederea promovării în grad profesional. Mulțumesc frumos, domnul director, dacă aveți... Ei se impune să avem în structura spitalului cabinet de nefrologie. Aceasta a fost ideea pentru care s-a solicitat și s-a obținut funcționarea acestui cabinet de nefrologie. Mulțumim frumos, alte întrebări? Vreau să vă mai multe explicați. O taxă, la spitalul de urgență. De ce? Vă se impune o restricționare a intrării vizitatorilor la spital, s-a instituit această taxă, care este comună nu numai Spitalului Județean de Urgență Vaslui, ci majorității spitalului. Deci s-a aprobat în Consiliul de Administrație. Deci fac precizarea. Este vorba numai de vizitatori care intră în spital în afara programului stabilit pentru vizitare. Nu, unii s-au prins că e prea mică. Îmi pare rău. Deci unii s-au prins că e prea mică. Câte de considerat că este o oportună acea taxă? Deci eu, personal, da, consider că este oportună întrucât, deci întrucât trebuie neapărat să restricționăm acest pasaj. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că sunt persoane care au alt program de activitate și trebuie să aibă și această posibilitate de a-și vizita bolnavi. Deci, repet, este o taxă comună, nu vreau să spun tuturor spitalelor, însă majoritatea spitalelor au introdus această taxă. Pot să vă spun. Fiind medic, m-am dus la un spital din București, n-am putut intra până când am plătit această taxă. Dacă vin noaptea și intră la urgență, nu trebuie să atunci să faceți. Nu, este o eroare. Rea intenție. Nu plătesc pacienții. Plătesc numai rudele și, repet, dacă vin în spital, în afara programului de vizită... Și în afara faptului că se plau, da? În afara faptului, okay. Nici o problemă. Da. Pentru? Tot cu taxa asta eram și eu, dar sfârșit. Să care oamenii le aduc mâncare la voi. Mai aveam timp, domnul. Mai aveam timp. Nu aveam loc președinte niciodată timp de progres cu problemele. Repet încă o dată. E la ordinea de zi această taxă? Sigur că nu. Păi dacă noi ce discutăm aici? Să ne aflăm în treabă? Articolul 1. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Dacă este împotrivă cineva? Nu? Dacă se abține cineva? Articolul 2. Cine este pentru? Să mai întreb cine împotrivă? Nu. Articolul 3. Nu vă grăbiți, că nu asunță soarele. Articolul 4. Mulțumesc. Articolul 5. Articolul 6. Hotărârea pe ansamblu. Mulțumesc frumos. La punctul 17 de pe ordinea de zi, dezbatem proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vaslui în Consiliul de Administrație. Nu aveți răbdare 3 minute. În Consiliul de Administrație al Grupului Școlar Tehnic Sfânta Ecaterina Cuș. Doamna Steinberg Eugenia. Domnul Stoica, spuneți-ne despre ce vorba. Domnul președinte, conform legii educației, în unitățile de învățământ public preuniversitare, funcționează ca organism de decizie Consiliul de Administrație. Acest Consiliu de Administrație este compus din
în afară de membrii de drept care directorul și directorul ajuns, reprezentanții părinților, cadre didactice și reprezentanții autorităților publice locale care finanțează aceste instituții. Cum? Unitatea de învățământ de la ușă este finanțată din bugetul județului, sigur că și în această, în componența Consiliului de Administrație, trebuie să fie și o reprezentantă al Consiliului Județean. Domnul președinte, în calitate de inițiator, vă propune să-l desemnați pe domnul consilier județean, Toma Valer. Vreau să botez cu o formă. Sfânta Ecaterina Cuș, numărul consilierilor județeni în funcție cu președinte 33, numărul consilierilor județeni cu președinte prezent la ședință 30, numărul consilierilor județeni cu președinte care au votat. Voturi pentru 27, 3 contra.